Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Interviul săptămânii. Îi salut pe toți cei care ne urmăresc atât pe Angelus TV sau pe RCIS FM. Iată, pentru astăzi am pregătit o emisiune deosebită, cred eu, și sper că vă veți convinge și dumneavoastră alături de mine pe parcursul acesteia. Invitata de astăzi este sora Simona Monica Pintea. Sora este superioara comunității surorilor din Institutul Slujitoarele lui Hristos Marele Preot. Sora, bun venit la emisiune! Bun găsit și mulțumesc frumos pentru această frumoasă invitație și cu această ocazie aș vrea să vă și felicit pentru emisiunea pe care o faceți. O urmăresc cu drag și observ că nu prezentați întrânsa doar o înșiruire de evenimente, ci știți să creați povești frumoase de la suflet la suflet. Felicitări! Știți, mulțumesc! Reușita fiecărei emisiuni depinde de invitat și invitatului se datorează reușita emisiunii și din acest motiv am considerat că dumneavoastră trebuie să fiți astăzi aici cu mine, să le povestim celor care ne urmăresc parcursul dumneavoastră și proiectele de viitor pe care le aveți. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că pe lângă acest dar și har de a fi soră, de a fi membră și slujitoare în această formațiune, ca să vorbim pe înțelesul tuturor, slujitoarele lui Hristos Marele Preot, sunteți și angajată a Institutului, a Spitalului de Oncologie din Iași. Iată, e un lucru puțin diferit față de ceea ce sunt oamenii obișnuiți să știe despre o soră, pentru că nu cred că mă veți contrazice, probabil unii își închipuie că viața aceasta dedicată credinței e cumva în genunchi, rugându-te și atât. Da, exact. În același timp, totuși, viața dumneavoastră, soră, este o continuă rugăciune, dar nu la modul acela, de a sta în genunchi cu mâinile împreunate, ci vă rugați altfel. Dar pentru a dezbate toate aceste aspecte, aș vrea să începem povestea noastră din Berzunți, locul în care v-ați născut, lângă Bacău, în acea comunitate, și să-mi spuneți cum a fost familia în care ați crescut și cu ce ați rămas din acea perioadă, ce purtați cu dumneavoastră. Așa, să începem cu începutul. Îmi place foarte mult și de fiecare dată când sunt întrebată de unde sunt, să spun cu o mândrie bună, așa, că localitatea aceasta, Berzunți, este localitatea mea de naștere și mă mândresc cu aceasta, cum spuneam. Și aș vrea să subliniez un pic că această localitate datează din 1400, ca și cu numele acesta de Berzunți, și că de pe vremea domnitorului Alexandru cel Bun îi dăruiește unui boier care, pe numele de Berzea, acele ținuturi Berzunți, de la poalele munților Berzunți, o localitate foarte frumoasă, și iată de acolo numele acesta de Berzunți. Da, o localitate frumoasă, cum spuneam, și cu aer curat, deocamdată, sperăm să se mențină. Provin dintr-o familie catolică. În Berzunți suntem circa 5.000 și ceva de locuitori, dar dintre acești locuitori, 80% sunt de religie ortodoxă și 20% catolici, dar noi ne-am înțeles dintotdeauna de mici copii, ortodoxi și catolici, foarte frumos. Am știut să ne îmbinăm sărbătorile și să ne bucurăm de ele, să nu fie un prilej de dezbinare. Și în acest spațiu frumos despre care vorbiți, în acest aer curat, ați copilărit împreună cu frații și surorile dumneavoastră, nu? Sau știu că sunteți 5 copii la părinți, aveți frați și surori, nu? Suntem 3 surori și 2 frați, da. Într-o familie pe care cum ați descrie-o, sora? Într-o familie simplă, dar în care am învățat să împărțim și să punem suflet și să ne iubim. Vă amintiți certurile cu frații și surorile dumneavoastră? Da, sigur că da. Cele mai multe certuri erau așa, de la timpul de joacă, pentru că eu fiind mai mare, trebuia să acord din timpul meu de joacă pentru a-i îngriji pe ei. Și tot timpul le solicitam atenția și le spuneam, uite, hai să fiți cuminți, ca așa să mă pot juca și eu cu voi. Și atunci, vedeți ce înseamnă pregătirea pentru viață? Mă gândesc că și atunci trebuia să vă îngrijiți de alții și acum, iată, tot același lucru îl faceți. Da, da, cred că asta a fost amprenta mea de mică. Și da. Rămânând tot în zona copilăriei, știu că ați fost aproape de biserică și încă de la 15 ani v-ați dorit acest drum și ați dat vestea că vreți să alegeți această cale.
Da, încă de la 15 ani, pentru că părintele paroh de atunci ne vorbea foarte frumos la orele de religie despre ce înseamnă să îl iubești pe Iisus. Și ne dădea tot felul de teme, ne dădea tot felul de exemple, cum să ne ajutăm între noi, cum să ne iertăm, dacă se întâmpla să ne mai certăm și se întâmpla asta la școală, cu siguranță toată lumea a trecut prin asta. Ne-a învățat ce înseamnă competiția și a nu face rău celuilalt prin acea competiție. Și printre altele, într-una din zile la ora de religie, ne-a adus niște pliante despre viața consacrată, unde era descrisă și viața consacrată feminină. Un institut din străinătate era acel institut și erau un grup de surori, foarte multe surori în acea fotografie, cu diferite fotografii care arătau tipul lor de activitate, dar un cadru dintr-o fotografie surprindea surorile de foarte aproape. Și pe mine m-a marcat imaginea aceea, chipul lor senin și fericit. Și am tot stat și m-am gândit de ce ar fi ele așa de fericite. Am mers și l-am întrebat pe părintele personal, nu la ora de religie, și mi-a spus că aș vrea să fiu și eu așa. Sigur că părintele... Erați conștientă de ce ar presupune asta? Nu. Adică n-ați realizat în momentul ăla că a fi așa înseamnă de fapt a te dedica altora, a nu avea propria familie, a nu avea copii? Da, nu. La momentul ăla n-am știut. N-aveam de unde să știu, eram prea mică. Eu am văzut doar seninul din privirea lor și faptul că erau fericite. Și eu i-am spus părintelui atunci, vreau să fiu și eu așa. Cum a reacționat părintele? Părintele a început să râdă, pentru că eram probabil printre primele, da, eram printre primele de atunci din Berzunț, dar s-a și bucurat, l-am simțit așa cumva mândru că i-am spus și că eforturile lui de a ne face să înțelegem că trebuie să fim buni și să punem în practică ceea ce ne-a învățat la orele de religie se vede acum. Și dânsul m-a îndrumat spre Congregația Slujitoarelor lui Hristos Marele Preot, din care fac parte astăzi, și cu ajutorul lui am ajuns în această congregație și iată-mă aici. Dar totuși aveați o vârstă fragedă, doar 15 ani. Și atunci ce au spus conducătorii institutului? Ce trebuie să faceți? Da, eu citisem tot la îndemnul Părintelui Viețile Sfinților și văzusem că Sfânta Tereza de Lisieux tot 15 ani avea. Pe mine m-a încurajat lucrul acesta și i-am spus părintelui să știți că am văzut că și Sfânta Tereza a fost, deci se poate găsi. Deci se poate, să nu-mi spuneți că nu mă primiți, da, nu? Se poate găsi și la mine o modalitate de a fi primită. M-au primit cu drag, însă mi-au sugerat la momentul acela, superioara de la Barați și preasfințitul, ca să urmez o școală, să fac liceul în acea perioadă și probabil s-au gândit ei să vadă dacă mai rămân sau nu. Dacă nu vă răzgândiți dacă pe nu parcursul celor 4 ani de liceu. Exact. Și perioada mea de formare a inclus și acești 4 ani de liceu. De liceu catolic, pentru că v-ați înscris la liceul catolic din Bacău și ați urmat cursurile liceale acolo. Am terminat în 2004. A fost o experiență foarte frumoasă. Un liceu care, așa, într-un cuvânt, mi-a dat aripi. Și pe parcursul acestor 4 ani petrecuți într-un liceu care era la începuturi atunci, știm bine că nu avea încă experiența pe care o are astăzi, nu a fost niciun moment în care să vă spuneți nu mai vreau calea aceasta pe care am zis că o aleg, ci vreau alta? Nu, în timpul liceului nu. Dar când? A zis în timpul liceului nu. Asta înseamnă că a fost un alt moment? A fost un alt moment, dar mult mai târziu. Am înțeles. Vom ajunge cu siguranță la el. S-au terminat, deci, cei 4 ani de liceu, timp în care ați locuit în casa surorilor din Barat și ați contopit cumva obligația aceasta pe care o are fiecare, de a face un liceu și cunoașterea vieții cu surorile. Ce a urmat după, sora? După ce am terminat liceul, am intrat așa pe făgașul de formare al congregației noastre, al institutului nostru și am parcurs cei 2 ani de noviciat cu maestra de la timpul acela. Un an de noviciat era anul canonic, unde trebuia să fim așa un pic mai interiorizate și să urmăm programul strict de rugăciune și tot ce însemna noțiunile de teorie despre viața consacrată și nu numai, și noțiuni teologice. Și anul al doilea, care însemna și perioadă de practică în diferite comunități și parohii. Mă gândesc că pe perioada liceului,
cât ați stat în casa surorilor și ați făcut liceul, aveați totuși și alte ieșiri. Întâlneați și alte persoane în afară de surorile din casă cu care locuiați. Și atunci viața dumneavoastră era cumva mai bogată în întâlniri, în experiențe. Când ați terminat liceul, ați rămas doar în casa din Barat și mai ziceți și că era un an în care trebuia să fiți interiorizată și să fiți altfel. Cum ați perceput această schimbare? Da, foarte bine spuneți. Eu nu mi-am dat seama ce presupune acest an canonic până nu am ajuns să-l trăiesc. Sigur, mergând zilnic la școală și obișnuită fiind cu activități extra, mi s-a părut la început puțin mai dificil de a rămâne doar în casă și de a mă axa doar pe viața interioară și pe studiu. Sigur, și celelalte activități, dar astea erau prioritare. Cred că a fost așa un moment, aș spune eu, poate, de discernământ, dar discernământ așa cu toată ființa mea, cu tot ceea ce însemna dorința de a ieși la plimbare și cealaltă de a rămâne și de a mă ruga. Pe mine m-a ajutat foarte mult în timpul liceului și pe această cale vreau să-i mulțumesc sorei Ioana din congregația Carol Borromeu, Sfântul Carol Borromeu, care ne-a fost dirigintă, profesoară de franceză la Liceul Catolic și dirigintă. Am avut ce învăța de la ea și despre această viață din mănăstire și de a sta cu tine în mănăstire, cu tine, cu propria ta conștiință și de a avea grijă de sufletul tău. Și atunci cumva și ea m-a ajutat de a înțelege dinainte cumva ce înseamnă acest an canonic. Rămânând doar în zona aceasta a institutului, a formării, a interiorizării, ați simțit vreo clipă că vă lipsește ceva și că vreți să vă completați viața și cu altă activitate? În timpul noviciatului nu am simțit niciodată, pentru că așa cum sună el, an canonic, era foarte plin, chiar foarte plin. Aveam momente așa foarte bine gândite, pe ore. Nu aveai timp să te mai gândești și la altceva, să mai... Da. Și ne-a prins bine. Ce a urmat după această perioadă, soră? Pentru că știu că ați ajuns în Iași. Da. După această perioadă am făcut prima profesiune tot la Iași, în cadrul liturghiei pe care a prezidat-o preasfințitul emerit acum, Petru Gherghel, în 2006. Și am fost repartizate, eram trei colege noi, am fost repartizate la seminarul mic din Bacău, seminarul liceal. Cumva tot pe lângă liceul catolic am ajuns. V-ați întors în tinerețe. Tinerețe, da. Și mi-am desfășurat activitatea acolo timp de un an de zile. După care, superiorii de la vremea respectivă mi-au propus să urmez o școală medicală. La vremea aceea... Nu era nimeni școlit în sensul acesta. Nu avea studii în domeniu. Nu avea studii, da. Și atunci mi-a propus superioara, eu am acceptat și pentru a face aceste studii m-au repartizat la Iași, la seminarul mare, Institutul Teologic Romano-Catolic din Copou. Și ați început să vă desfășurați activitatea la seminar, să vă ocupați de partea de administrare, de îngrijire, nu? A seminariștilor și a celor care erau acolo și în același timp erați studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie. Da. Ani grei, mă gândesc, pentru dumneavoastră, mai ales prin perspectiva faptului că erați persoană consacrată și intrați în contact totuși cu oameni care poate nu erau obișnuiți să aibă printre colegi persoane religioase, persoane consacrate. Cum v-au primit acești colegi și cum a fost această experiență de a face o facultate purtând voalul specific călugărițelor? Da, foarte bine că ați pus această întrebare. Acum că m-ați întrebat, îmi amintesc de o întâmplare chiar pe la începuturi, când eram nevoită să întreb de o anumită sală de curs, de un anumit amfiteatru, că nu-l găseam atunci, și un grup așa de studenți, erau printre ei și studenți străini, s-au oprit și râzând așa îmi spun... Știți, ați greșit, aici nu este biserică, suntem la Universitatea de Medicină și Farmacie. Și atunci m-am întors, aveam ecusonul la mine și am spus, da, vă mulțumesc, știu asta, dar eu caut un amfiteatru și sunt student sunt în studentă. Anul întâi sau în ce an eram eu atunci, în anul întâi eram, da? Și da, și mi-a plăcut că nu au continuat ironia lor, ci și-au văzut de drum și da. Ați simțit ironii de-a lungul timpului? Da, sigur, am simțit. Doar că mi-a plăcut întotdeauna să răspund tot cu o ironie, dar cu o ironie așa, fină. Constructivă și fină, da.
În ceea ce privește cadrele didactice, profesorii, mă gândesc că au fost deschiși totuși să vadă că o călugăriță vrea să studieze și să facă și altceva decât să se roage, cum se spune. Da, da, să știți că da, chiar sunt deschiși, chiar au fost deschiși. Înaintea mea, atunci, în perioada când am făcut eu, nu mai era nicio călugăriță catolică, dar mai fuseseră înainte și după mine. Chiar m-am întâlnit după cu o călugăriță ortodoxă chiar și m-am și împrietenit cu dânsa. Astăzi este medic de medicină internă, medic primar chiar. Și da, erau deschiși. Din partea lor nu am întâmpinat dificultăți majore. Așa ușoare ironii, poate. Ați ales să studiați la această universitate gândindu-vă cumva ce vă rezervă viitorul, știați ce veți face după ce veți termina aceste studii sau pur și simplu a fost urmarea îndemnului superiorilor ca o persoană să fie pregătită în acest domeniu? Da, bună întrebare. Nu m-am gândit ce va fi după, pentru că noi, ca și institut, nu aveam un spital al nostru sau un centru medical unde să-mi desfășor eu activitatea după ce aveam să termin studiile. Însă m-am gândit la un singur lucru, să învăț și să învăț bine. Iar ceea ce fac, să fac bine. Am învățat, am terminat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acei ani pe care i-am petrecut în școală și pentru posibilitatea că după am reușit să fac și un master, tot cu aprobarea superiorilor de la vremea respectivă. În același domeniu? Și așa, în același domeniu, da. Tot în sănătate. Și am cumva am fructificat timpul pe care l-am avut aici în Iași și îi mulțumesc lui Dumnezeu și celor care au fost înțelepți și sunt în continuare, dar au știut la vremea respectivă să nu pună piedici. Sora, știți că nimic nu se întâmplă fără un rost și iată că studiile dumneavoastră și toate eforturile pe care le-ați făcut, pentru că mi-închipui că nu era ușor să vă ocupați și la institut, nu, de îndatoririle pe care le aveați în calitate de persoană consacrată și în același timp să fiți studentă și chiar una aproape de eminență, cum se zice, una care și-a făcut cu bine și această datorie. Ați finalizat studiile și a urmat angajarea la Spitalul de Oncologie din Iași. Aș zice că n-ați început ușor, pentru că știm foarte bine, medicina e pe diferite sectoare, diferite domenii. N-ați ales, nu știu, zona în care să vă jucați cu copiii sau zona în care să faceți ceva mai ușor, ci oncologia. Știm foarte bine ce înseamnă acest lucru și vreau să vă întreb care a fost primul dumneavoastră contact cu o persoană aflată într-o astfel de situație și cum a fost. Da, Institutul Regional de Oncologie presupune tratarea bolnavilor de cancer în toate fazele lui, incipient și până la final, până la stadiile avansate și până la trecerea dincolo. A fost așa un duș rece, dacă aș putea să-i spun într-un cuvânt, într-o expresie, pentru că dacă în celelalte spitale te întâlnești cu bolnavii pe hol și îi vezi, le vezi suferința lor, aici, pe lângă faptul că te întâlnești cu ei pe hol, îi vezi cu suferințe ce descriu forma de cancer pe care o au. De cele mai multe ori, cei care fac chimioterapie le cade părul și îi vezi așa. Pentru început, când i-am văzut prima dată, așa, mai mulți deodată, da, v-am spus, a fost ca un duș rece. Am încercat după aceea să înțeleg ce înseamnă asta și să le înțeleg și suferințele lor și să ajut atât cât pot eu. Eu lucrez pe o secție de terapie intensivă. Sigur că acolo doar căderea părului este deja unul dintre cele mai nesemnificative, una dintre cele mai nesemnificative probleme. Sunt altele mult mai grave care trebuie tratate. Așa că încet, încet m-am educat în această privință. Am încercat să
să înțeleg fiecare simptom și fiecare zi de evoluție a bolii și să pot fi de ajutor în afara tratamentului și cu ceea ce sunt eu ca persoană. Lucrați ca asistentă medicală la oncologie din 2014. Da. Îmi închipui că în prima perioadă pe care ați petrecut-o acolo, ați luat cu dumneavoastră acasă durerile tuturor. Adică nu pot să-mi închipui că te poți desprinde ușor când ai plecat și ai ieșit pe poarta spitalului să lași acolo tot ceea ce ai văzut, tot ceea ce ți s-a spus, tot ceea ce ai simțit că doare până la urmă. Spuneți-mi cum ați reușit și când a fost momentul când ați reușit totuși să separați lucrurile și să nu luați asupra dumneavoastră durerea și povara celorlalți. Da, Virginia Henderson, prima doamnă asistenței medicale, definea așa asistentul medical ca fiind acea persoană care este mâna aceluia care nu o mai are, ochii aceluia care nu mai pot vedea, dragostea de viață a celora care urăsc viața și își doresc să se termine. Eu aș spune că, așa continuând ce spunea dânsa, că trebuie să fim și speranța acelora care sunt fără speranță. Diagnosticul oncologic este un diagnostic crunt, care de cele mai multe ori ne duce omul la această lipsă de speranță. Pentru că aștepți de la medic să-ți spună cât mai ai de trăit, ce înseamnă perioada aia pe care o mai ai de trăit și dacă va fi, dacă așa, calitatea vieții va fi una bună. Da, în sensul acesta, când am timp, fiindcă nu suntem așa poieți, noi asistenții medicali, dar când am timp, îmi notez într-un jurnal. Știu că țineți un astfel de jurnal. Câteva amintiri și aș vrea, dacă îmi permiteți, să vă citesc o pagină din acest jurnal. Mă gândesc că ceea ce scrieți în acest jurnal, la un moment dat, ar trebui să vadă și lumina tiparului și dacă nu v-ați gândit la asta, chiar v-aș ruga să luați în calcul. Da, mulțumesc frumos! Bun, așa cum m-ați întrebat, după aceea vă voi răspunde, dar aș vrea să citesc acest lucru. Așadar, de ce suferința? De ce eu? Se întreabă adesea cei care se confruntă cu un diagnostic nemilos, adică cel de cancer. Aceleași întrebări ne le punem și noi, cei care îi îngrijim zilnic și le pansăm nu doar rănile trupului, dar și pe cele ale sufletului. De curând am avut doi pacienți tineri, extrem de dornici de a fi externați și de a-și continua viața în mod normal, firesc, lângă cei dragi, fără a fi dependenți de oxigenoterapie sau de toate monitorizările secției ATI, i-am înconjurat zilnic, spunându-le să vorbească și să se bucure de cei dragi, măcar așa, la telefon. Știm că acum, în perioada pandemiei, sunt restricții de a fi vizitați pacienții în spital. Unul dintre ei s-a externat, celălalt a rămas. Într-o gardă, mi-a spus că a avut un coșmar. L-am îndemnat să-mi povestească. Se făcea, spunea el, că rămâneam fără aer și voi veneați toți spre mine ca să mă intubați. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu secția de terapie intensivă, pacienții în insuficiență respiratorie instalată brusc trebuie să ajutați prin această formă de oxigenoterapie invazivă prin intubație. Așadar, sunt dependenți de un ventilator, de un aparat care îi ajută să respire. Și povestindu-mi acest coșmar, că noi veneam să-l intubăm, am văzut așa în ochii lui disperarea. Spunea că m-am speriat foarte tare, repeta într-una și așa cu toată convingerea și îmi cerea, uitându-se în ochii mei, să îi confirm că nu o să-l intubăm. Îmi spunea cu ochii mari înlăcrimați și căuta în privirea mea siguranța pentru viața lui. Cum să-i spun că plămânii lui sunt funcționali doar 25%? Și că, în curând, singura modalitate de a trăi, de a respira, este ventilația mecanică invazivă, intubația. Cum să-i răspund la întrebarea, voi mai pleca vreodată din spital, pe picioarele mele, voi scăpa viu?
În condițiile în care organismul lui nu mai răspundea la tratament și încet, încet, după insuficiența respiratorie, avea să se instaleze insuficiența multiplă de organ. Nici faciesul nu mai era același. Se instalase deja paloarea și privirea pierdută. Ochii nu-i mai străluceau de speranță, ca săptămâna trecută când îl văzusem eu și când îmi spunea încrezător că va trece și peste această perioadă. În tot acest timp, de fiecare dată când am vorbit cu el, l-am ținut strâns de mână și l-am asigurat că nu e singur, că suntem o întreagă echipă în jurul lui, că îi vrem binele și îi tratăm durerea și toate celelalte comorbidități pentru a se face bine. Mă uitam în ochii lui și îi spuneam, strângându-l tare de mână, să fie puternic și curajos, să nu renunțe, să lupte. Iar el, cu oarecare îndoială și ușoară neîncredere, îmi spunea din nou: dar dacă iar visez așa urât, ce mă fac? Și atunci l-am întrebat care e persoana cea mai dragă lui și mi-a răspuns foarte repede: soția. Și atunci am gândit așa, pentru a-i distrage atenția de la acest coșmar pe care el îl tot avea și care de fapt avea să fie chiar realitate, i-am spus: ei, atunci închide ochii și gândește-te la ea. Așa a și făcut. S-a liniștit în acea gardă, a reușit să se și odihnească. Din păcate, următoarea gardă mi-a confirmat absența lui. Era deja în ceruri. Da, nu vreau să vă întristez. Este unul dintre multele cazuri care mă marchează și pentru care trebuie să mă rog pentru a putea fi din nou atentă în serviciu și pentru a avea prezența de spirit la toate situațiile de urgență majoră, unde nu avem timp și nu ne permitem să fim melancolici. Dar da, noi, personalul medical, nu ne dezumanizăm în serviciu. Poate doar ne detașăm pentru o anumită perioadă, pentru a fi funcționali și raționali, pentru a scoate un pacient dintr-un stop cardiorespirator venit în urgență, pentru a intuba, tot așa, în câteva minute, un altul care desaturează brusc și tot așa. Dar la sfârșitul unei astfel de ture, noi, vrem, nu vrem, purtăm cu noi și această suferință a pierderii unei lupte. Și mai avem în memorie și ultimile cuvinte, dorințe, frământări ale celui care a plecat. Însă, la toate acestea, noi încercăm ca această trecere inevitabilă a lor înspre viața de dincolo să o însoțim. În ce sens? Ținându-i strâns de mână, ca ei să nu se simtă singuri. Noi, surorile, dar și colegii, ne rugăm pentru sufletul lor, așadar, ținându-i de mână și împreună cu o rugăciune, să aibă acea convingere că nu sunt singuri și că pleacă însoțiți spre o viață fără durere. Este o pagină. Trăind astfel de experiențe, sora, mă gândesc că frământările și plângerile noastre, ale celor care suntem sănătoși, ale celor care au tot ceea ce le trebuie, dar nu realizează, vi se par nimicuri și efectiv cred că percepeți lumea asta ca fiind extrem de alintată și inconștientă de fericirea pe care o au mulți de a fi sănătoși și de a fi alături de cei dragi. Da, din păcate uneori tind să cred că unii se alintă, însă ajung așa și le povestesc și surorilor mele din comunitate, în limita secretului profesional, bineînțeles, că, sigur, fiecare avem durerea noastră. Însă, așa cum spuneți, este un lucru să te doară o mână, să iei un tratament antiinflamator și să treacă, dar este o întreagă suferință să porți cu tine un cancer și să nu mai poți să-l mai tratezi la un moment dat. Am văzut zilele trecute o declarație a pontifului, a lui Papa Francisc, când spunea că deseori când suntem lângă un bolnav, spunem: te înțeleg, sunt alături de tine, te susțin, uite, fii optimist, înțeleg prin ceea ce treci. Și cumva Papa a zis că hai să nu mai fim ipocriți, bine, nu s-a exprimat așa, e concluzia pe care am tras-o, și să spunem că înțelegem, pentru că nu înțelegem, pentru că pe noi nu ne doare, pentru că noi nu simțim ceea ce simte acea persoană, nu suntem în locul lui. Și că ne sugerează ca de multe ori când întâmpinăm astfel de situații și suntem lângă o persoană bolnavă sau lângă o persoană care trece printr-o situație nefavorabilă, să știm să
să nu mai vorbim și să tăcem, efectiv. Să ne ținem de mâini, să ne uităm în ochii lor și, efectiv, să nu ne mai lăudăm că îi înțelegem și că le suntem alături, pentru că nu putem face efectiv lucrul acesta, ci doar la nivel declarativ. Asta simțiți că vi se întâmplă și dumneavoastră? Exact. Sunt situații, sigur că da, pentru că ajung unii pacienți în unele stadii de boală când și cantitățile foarte mari de morfină nu le mai calmează durerea. Și atunci, degeaba îi spun eu, te înțeleg, dacă pielea îl doare. Și sigur că suntem și noi puși în situația asta, dar încercăm și cred că cel mai bun exercițiu este să, și asta încerc și eu să fac zilnic, să mă pun în locul persoanei respective. Nu voi simți durerea lui, dar încerc să mă pun în locul lui și să văd ce aș aștepta eu, așa încât să simtă că efectiv nu doar vorbim, ci suntem acolo ca să fim cu el și să-i facem binele. Știu că sunteți o bucurie, dacă s-ar putea spune, pentru pacienții de care vă îngrijiți și pentru că aveți o vestimentație specifică și toți cei care intră în contact cu dumneavoastră știu că sunteți persoană consacrată. Cum privesc pacienții această ținută și această calitate pe care o aveți? Da, mulțumim foarte mult conducerii de la Institutul Regional de Oncologie că ne-au permis să avem această ținută, sigur, doar în spital folosită, alb, și halatul alb și voalul alb și papucii de spital. Da, am avut bucuria ca după, pe partea de postoperator, sunt lucruri care se întâmplă și partea frumoasă a lucrurilor. Sunt oameni care depășesc un anumit stadiu de cancer și sunt tratabili, sunt tratați. Adică avem partea de terapie intensivă și partea de postoperator. Pe partea de postoperator se întâmplă lucruri mai frumoase. Într-una acolo din este zile, speranță, nu-i da, așa? Da, acolo oamenii ies din sala de operație și știu că au fost operați. Ce urmează după este altceva, dar știu că momentul operației s-a încheiat și că au depășit o etapă. Practic, mi se pare, și vă întrerup puțin, cred că cel mai dificil este să ți se spună nu se poate face nimic. Exact, da. Cred că asta exact. E ceea ce le dărâmă speranța. În da. Momentul în care zice, am putea să te operăm, am putea, vei urma un tratament, cred că e deja altă abordare, nu-i da, așa? Da, da. Din fericire, am întâlnit medici care sunt foarte atenți la a transmite această informație dureroasă. Și e foarte important și chiar le mulțumesc pe această cale. Și vreau să vă povestesc un lucru foarte frumos și amuzant în același timp, pentru că după ce unul dintre pacienți a fost adus din blocul operator, fusese operat și abia se trezise din anestezie, văzându-ne așezat fiind în patul de spital și deschizând ochii, văzându-ne pe noi, monitorizându-l deasupra lui, sigur, fiind prima imagine, prima dată a întrebat, am ajuns în rai? Corect. Da. Sigur că noi ne-am amuzat foarte tare. Noi suntem două surori care lucrăm la Institutul Regional de Oncologie și sora Tereza și eu. Și atunci chiar păstrăm această amintire și i-am spus, nu ați ajuns în rai, dar noi lucrăm aici. Noi suntem maicuțe catolice și lucrăm aici ca asistente medicale. Dumneavoastră asigurați raiul pe pământ da, în spital. Sper. O mică parte, da. Și cu siguranță vă iese acest lucru, pentru că mă gândesc că văzându-vă și văzând voalul pe cap, poate mulți în acele momente de boală, de lipsa speranței, uită și de credință. Și cumva, știți că orice element vizual ne amintește și ne trimite sigur. De ceva. Da, cred că văzându-vă pe dumneavoastră, cumva își amintesc și că există Dumnezeu și știe El ce face. Sigur, sigur. Și sunt, mare ne-a fost mirarea ca credincioșii de religie ortodoxă să ne solicite și să ne spună că vor să se spovedească și atunci, în frumoasă colaborare cu părintele capelan ortodox al spitalului, chemăm și vine și spovedește și primesc Sfântul Maslu și Ungerea. Cum considerați că s-au așezat lucrurile în viața dumneavoastră, soră? Pentru că dincolo de faptul că v-ați dedicat, nu, slujirii și vă ocupați de partea administrativă a seminarului, nu, în cadrul acestei congregații în care faceți parte, iată, ați primit și această misiune, pentru că nimic nu e fără rost și e o misiune să alinați și să îi tratați pe cei care sunt în aceste faze critice sau poate chiar lipsite de speranță deseori.
De ce credeți că vi s-a întâmplat dumneavoastră acest lucru și care credeți că ar fi scopul, de fapt? Eu văd așa, ca o imagine, să ne folosim de imagini, m-ați surprins cu această întrebare, dar văd așa lumea ca un puzzle. Și uitându-mă în viața mea, și în viața mea s-au întâmplat lucrurile într-un puzzle. Fiecare părticică și are rostul ei la timpul ei și oamenii care m-au ajutat de-a lungul timpului au fost potriviți la timpul potrivit. Așa încât cred eu că Providența, în mila și înțelepciunea ei, a hotărât pentru mine niște lucruri. Faptul că sunt la Iași, faptul că sunt într-o comunitate de surori care mă înțeleg atunci când vin de la spital și în limita timpului ne facem împreună activitatea și înțeleg și acest lucru, nu cred că este nimic întâmplător. Și faptul că am o comunitate de surori și nu locuiesc singură într-un apartament, iar își spune multe, pentru că așa îmi pot trăi și eu viața de călugăriță, în limita timpului, bineînțeles, că de multe ori adorm rugându-mă rozariu și superioara știe lucrul ăsta. Și nu așa. E nimic greșit în asta, să le spunem și celor care ne urmăresc, da. Pentru că știți că era vorba aceea cu a unui paroh care era căutat la ușa parohiei de așa. O femeie care avea nevoie de ajutorul său și spunea femeie, lasă-mă că eu acum mă rog, am treabă. Și de fapt Dumnezeu asta zice, vino și ajută-o, că asta e rugăciunea cea mai bună. Deci nu e păcat să adormi rugându-te rozariu. Un părinte duhovnic chiar mi-a confirmat lucrul ăsta și mi-a spus încearcă să faci din munca ta o rugăciune. Și sigur că în limita timpului încerc să mă străduiesc cu toate rugăciunile. Dar asta vreau să spun. E o binecuvântare pentru mine că superiorii au crezut în mine și pe această cale le mulțumesc tuturor. Și faptul că am ajuns până aici, iarăși spun, nu este nimic întâmplător. Totuși nu v-a fost ușor, mă gândesc. Și ați pomenit că a fost la un moment dat un moment în care ați fost tentată să renunțați și știți cum e, viața e plină de surpriză, nu exclude nimeni varianta ca într-o zi să simțiți că nu mai puteți. Da, și aș vrea mai întâi să-mi spuneți care a fost acel moment în care ați vrut să renunțați și apoi să-mi ziceți ce vă restartează de fiecare dată și de unde vă găsiți forța să continuați. Da, am fi ipocriți dacă am spune că totul este perfect și că niciodată nu avem ispite sau așa, ușoare, mă rog, neconformări. Abateri de abateri. La calea propusă. Da. Ne străduim să fim bine și zilnic. Da, a fost un moment, dar nu un moment în care să spun gata, până aici și plec. Nu. A fost un moment care m-a apăsat foarte mult. Au fost niște suferințe, niște boli ale unor persoane dragi mie, adunate toate într-un amalgam de alte suferințe și personale și așa. Și mi-am zis atunci, dacă eu fac bine ceea ce fac și dacă merg în continuare așa. Nu am fost tentată să renunț cu totul la această viață, dar a fost un moment așa poate de zbucium, de a te scutura și de a te opri și de a vedea ce faci și dacă ceea ce faci, faci bine sau nu. Îi mulțumesc în schimb bunului Dumnezeu că la fel, iarăși spun, oamenii potriviți la timpul potrivit, părintele spiritual de la acea vreme m-a liniștit și mi-a spus că cu toții vom avea în viață un moment din acesta, chiar și persoanele care se căsătoresc, chiar și surorile care au ani mulți de mănăstire, chiar și cele care stau în clauzură doar în genunchi, mai mult decât stăm noi. Și atunci mi-a spus că rugăciunea este cea care mă va pune din nou pe șine, așa, și că așa o atenție poate în a prioritiza niște activități în viața mea. Și atunci a intervenit, sigur, după multe momente de rugăciune și ajutor din partea directorului spiritual și a prietenilor, pentru că avem nevoie de prieteni și noi. Am reușit să depășesc acel moment, să-i dau un nume și să merg în continuare. Să-i dați un nume, în ce sens? Cum s-a numit acel moment? Am spus eu încercare, așa, încercare pentru că așa l-am văzut. Și mulțumesc lui Dumnezeu că a fost
că a fost așa. Și în clipele în care vi se pare că e greu ceea ce faceți, de unde vă vine puterea de a merge mai departe? Singura putere pe care am simțit-o cu adevărat este de la rugăciune. Dar nu numai. Din convingerea oamenilor pe care contezi și a superiorilor, dar mai mult cei care te cunosc și cu care stai, că ceea ce faci, faci bine, și din faptul că se instalează așa în sufletul tău o pace interioară. Această pace interioară, îi spuneam și superioarei mele generale, că atunci când am făcut voturile pe viață, că am simțit această pace interioară mai mult ca niciodată. Și mi-a spus, ai grijă să o păstrezi. Și mă străduiesc să o păstrez, indiferent de ce se întâmplă în jur. Și iarăși spun, această pace interioară este cumva și o confirmare a faptului că ceea ce fac, fac bine. Sora, pentru că sunteți persoană consacrată, deci sora Simona Monica Pinta, persoană consacrată de atâția ani și în același timp asistent medical, vă întreb ceea ce cu siguranță o lume întreagă se întreabă și are acest gând. De ce atâta suferință și atâta durere în lume? Da, să știți că mă întreb și eu. Nu avem personal, nu am o formulă matematică, un răspuns matematic la această întrebare. Însă cred eu că poate cumva uneori, nu întotdeauna, prin suferință, cumva, noi ne ispășim și anumite greșeli, răni, păcate pe care le săvârșim fără să dăm prea multă importanță acestui aspect. Așa, asta fiind așa o jumătate de răspuns și cealaltă parte a răspunsului, aș spune că nu vrea Dumnezeu ca noi să suferim, pentru că cred eu că l-am înțelege greșit. Sigur, El a suferit pentru noi la această afirmație spun ce am spus înainte, nu a suferit pentru noi, suferim și noi datorită greșelilor pe care le avem și încercăm prin suferință să ne reparăm aceste greșeli. Dar, pe de altă parte, suferința nu este întru totul de la Dumnezeu. Nu vrea ca noi să suferim. Cred eu că dacă fiecare acolo unde suntem am fi atenți la suferința și la noastră și la celuilalt, cred că am trata cumva mica noastră comunitate de suferințele pe care le avem, spirituale și trupești. Cred eu că ar trebui să fim cumva mai atenți la cel de lângă noi, plecând de la cel de lângă noi și apoi uitându-ne în lumea întreagă. Așa, imaginea ecoului, nu? Dacă pornim de la mai aproape la mai departe, atunci, făcând așa bine, cred eu că reușim să tratăm cumva această suferință. Am spus mai devreme că cei care poate sunt în ultimele clipe ale vieții sau se pregătesc pentru acele clipe, văzându-vă, simt poate o rază de speranță. Mă gândesc că poate au fost și cazuri în care, văzându-vă, v-au întrebat unde este Dumnezeu cel căruia tu, soră, te-ai dedicat, unde este Dumnezeu cel care zice că ne iubește. Vi s-a întâmplat ca un pacient să vă reproșeze aparenta absența lui Dumnezeu în suferința lui? Da, mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat și aș fi vrut în acel moment să nu fi fost acolo la această întrebare. Pentru că e greu să ai un răspuns la... Da. Ceva așa cum palpabil, spus, nu? Da, așa cum am spus, nu putem da o formulă, un răspuns matematic, o formulă așa. Și ca totuși, și răspuns. Cu siguranță i-ați răspuns. Și ce da, i-ați spus? Da, i-am răspuns și i-am spus că Dumnezeu nu vrea ca el să sufere. Și că dacă el nu crede în el, în Dumnezeu, acum pe patul de moarte, cu siguranță poate să piardă. Dar dacă putem totuși să câștigăm ceva, atunci de ce n-am face-o? A fost un răspuns la care nu m-am gândit foarte mult, a fost atunci pe moment. Persoana respectivă nu
nu s-a dus la ceruri în ziua aceea. Am avut, cred eu, binecuvântarea, sau nu știu cum să spun, binecuvântarea de la Dumnezeu, că a cerut totuși să vină preotul. Mi-a spus că el nu este un credincios practicant, era un credincios ortodox, dar spunea că nu este un practicant. Cheamă preotul doar ca să se simtă el mai liniștit. Ceea ce e mare lucru. Dar pe mine mi-a calmat așa starea mea de atunci. Soră, pe lângă aceste boli fizice, aceste boli care ne lovesc corpul, societatea noastră suferă și de alte boli, care nu se manifestă la nivelul corpului. Și aș vrea să înțeleg puțin viziunea dumneavoastră asupra lumii în care trăim și vă întreb de ce credeți că suferă societatea din ziua de astăzi. Da, societatea din ziua de astăzi, cred eu, și nu numai eu, că se tot vorbește la toate conferințele și așa peste tot, de mult individualism. Mie să-mi fie bine și un pic de egoism, aș spune. Așa, să-mi fie mie bine și după aceea celorlalți fiecare să-și facă pentru el. Așa cum spunea și Sfântul Părinte, că ne este mai ușor să creiem ziduri decât poduri, cred eu că, da, trebuie să ne suflecăm, așa, ghilimele, mânecele hainelor și să ne apucăm de construit poduri, că nu reușim altfel. Nu reușim de unii singuri și nu așa am fost creați. Am fost creați unul pentru celălalt, indiferent de ce stare de viață avem, că suntem în mănăstire sau că suntem într-o familie. Trebuie să fim unul pentru celălalt. Nu putem altfel. Pentru că sunteți persoana care e acolo atunci când firul vieții se scurge, pentru că sunteți persoana care dă speranță celor care mai au un pic în acel mosor al aței, nu? Da. Vă întreb astăzi ce le spuneți celor care astăzi, ieri sau mâine vor afla că viața li se apropie de sfârșit. Ceea ce le spun și celor din spital, dacă îmi cer lucrul ăsta, pentru că nu putem să facem asta fără voia lor, că nu se termină totul aici, că vom ajunge într-o viață unde nu vom simți durerea și că trebuie să luptăm pentru această viață, să credem în ea, pentru că vom avea doar de câștigat, nu pierdem dacă vom crede, însă dacă nu vom crede, pierdem. Și da, mi-ați amintit, ați spus așa frumos că se termină firul. Noi vedem lucrul ăsta și îl vedem pe monitoare când se instalează asistolia, acea linie dreaptă. Însă știți, vă întrerupi, o viață ne dorim să mergem pe calea cea dreaptă și când viața ne dă acel fir drept, ne speriem de el și nu-l mai vrem. Nu mai vrem drept. Da, nu-l mai vrem. Cel puțin noi pe terapie intensivă nu-l vrem pe monitor. Dar mare ne este bucuria și vă spun cu toată sinceritatea și cu toată inima când după un stop cardiorespirator, după manevrele de resuscitare, se instalează din nou pe EKG pulsul și vedem un EKG normal. Sora, vă doresc cât mai multe momente în care să fie strâmbă acea linie despre care am vorbit. Da. Vă doresc putere în ceea ce faceți și vă doresc ca, dacă în viața celor apropiați dumneavoastră se va întâmpla ceva asemănător, să vă găsiți tăria să îi alinați, pentru că știm foarte bine, e ușor să vorbim despre alții și e mai greu să vorbim despre noi sau cei apropiați, dragi nouă. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă doresc putere pe mai departe. Vă mulțumesc și eu, din suflet. Dragi prieteni, viața e atât cât o trăiești, așa că nu vă opriți din trăit și valorificați fiecare moment. Sunt Nicoleta Timaru și astăzi sora Monica ne-a dat cu siguranță o lecție de viață. Purtați-o cu dumneavoastră. Interviul săptămânii la RCIS FM.